Peste 700 de persoane au participat la evenimentul desfășurat la Teatrul de Vară care îi poartă numele. Colegi de teatru, rude, fani, prieteni, toți au luat parte la evenimentul dedicat celui care în urmă cu 96 de ani se năștea. Tot cinstirii lui Jean Constantin a fost dedicată și expoziția de picturi caricaturale. O expoziție realizată cu ajutorul sau cu concursul al AEN, prieteni și colegi din țară și chiar și de pe plan local, am găsit amator să realizeze chipul lui Jean Constantin și astăzi s-a îngebat această expoziție de portrete Jean Constantin. Avem un moment deosebit în memoria lui Jean Constantin și anul trecut am organizat acest eveniment unde a fost de un real succes și în acest an se pare că la fel avem invitați de marcă, Dorel Bișan, domnul Dan Puric, care sunt convins că vor încânta publicul și vor spune multe cuvinte alese despre marele nostru Jean Constantin. S-au spus cuvinte emoționante la adresa maestrului, s-au depănat amintiri din culisele teatrelor și s-au spus povești de viață, care încă dor. E un lucru minunat ce se întâmplă aici, primăria, Consiliul Primăriei, oameni care ostenesc pentru acest minunat teatru, care cred că e și singur. Și asemenea întâlniri pot să-l facă să se reîntâlnească cu sufletul lui. Rasă superioară de artist. Ăsta a fost Jean Constantin. Un suflet de o noblețe și de o generozitate extraordinară, întins cât marea și cât litoralul. Așa era. Astăzi s-au împlinit 96 de ani de la nașterea marelui actor Jean Constantin. Un maestru al comediei care an la rând a încântat publicul cu prestațiile sale de excepție, care a dus zâmbete pe chipurile a 10.000 de spectatori și telespectatori.